Irina are 17 ani și este elevă la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova. Își amintește că a venit la asociație în urmă cu 2 ani, împreună cu mai mulți colegi. Și de atunci participă în fiecare săptămână la activitățile de voluntariat din spitale. Acum am găsit-o în spațiul de joacă amenajat pentru copiii internați la Clinica de Pediatrie a Spitalului Filantropia. Personal, mi se pare fascinantă această idee și posibilitatea de a ajuta pe ceilalți, iar lucrul cu copiii este chiar minunat, pentru că îți dau cea mai mare satisfacție și efectiv le vezi bucuria în ochi și faptul că le schimbi starea în 2 ore cât poți sta cu ei în spital e chiar magic. Pentru copiii bolnavi, întâlnirea cu voluntarii este de mare ajutor. Și eu și fetița am fost foarte încântate. Nu ne așteptam să aibă spitalul o sală și voluntari pe deasupra. Când am venit de dimineață și am văzut sala, am fost foarte încântat și acum când au venit fetele, ea imediat a sărit din pătuț și a spus că merge. Și pentru un adult este greu să fii internat într-un spital, dar un copilaș pe care îl iei din mediul lui și îl transpui într-un mediu pe care nu-l cunoaște, care este un mediu ostil, numai ideea de tratament injectabil sau de investigații fac să fie puțin mai reținuți. Și suferința lor, desigur, trebuie recunoscută de către toți. Chiar dacă o parte din timp și-o petrec ajutându-i pe cei în nevoie, voluntarii au rezultate foarte bune și la învățătură. Activitățile pe care le fac în cadrul Asociației Acces sunt diverse, astfel încât fiecare voluntar să-și descopere abilitățile. Mai este un proiect la Biserica OTA și acolo, de asemenea, pictăm cu copii, îi ajutăm, am ajutat la organizarea unui concert. Mă bucur să particip și să cunosc persoane noi. Este, cred că, prima oară când vin și sunt în acest proiect. Ne-am dat seama că platforma de socializare Facebook este canalul de comunicare cel mai rapid cu aceștia. Noi acolo postăm activitățile pe care le desfășurăm, iar ei se înscriu pe baza unui comentariu pe care îl lasă la postarea respectivă. Programări avem pentru programul de voluntariat în spital până în luna august-septembrie. În perioada imediat următoare organizăm a doua ediție a Teatrului Speranței, acolo unde tinerii noștri voluntari, atât licenți cât și studenți, au posibilitatea să pună în scenă creații proprii sau piese din literatura clasică pe care le vor regiza trecându-le prin filtrul celor mai fundamentale valori, valori pe care de altfel le veți regăsi și în cartea de povești destinată acelorași micuți internați în secțiile noastre de pediatrie. După 2 ani de activitate, Acces Oltenia are 500 de voluntari. În urmă cu o lună, munca lor a fost recompensată în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, la categoria Instituția Anului.